România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Dați-mi voie să vă felicit și toamna aceasta. Ați realizat cea mai importantă emisiune de radio la această oră și cea mai ascultată. Sunteți lideri de piață, cum se spune la noi în România, adică la ora aceasta cei mai mulți dintre români vă ascultă pe voi, cei care vorbiți aici, și mi se pare teribil de important. Eu cred că echilibrul vostru, cumpătarea, faptul că putem pune la încercare idei diferite și faptul că putem colabora sunt motoarele care împing o societate mai departe. Asta este ce mi-am dorit eu de la această emisiune și sper să putem face acest lucru pe mai departe. Aici nu e o bătălie, prieteni, aici este capacitatea noastră de a face lucruri în comun. Și azi, înapoi la dezbatere, n-am cele mai bune vești. Știți că a venit un post-pai de iarnă, e cel mai rece de până acum. Da, asta e situația, trebuie să fie și iarnă, dar odată cu iarna asta au venit și facturile cele mai mari de până acum, nu? Ne cam ustură la buzunare, de fapt pentru cei mai mulți dintre noi, mai mult decât usturime, e, ce să zic, o situație foarte, foarte grea din punctul ăsta de vedere, dacă mă întrebați pe mine. Chiar și pentru cei cu dare de mână mai mare se anunță o iarnă dificilă. Există un complex de factori interni și internaționali care au dus la prețurile astea la căldură, la aceste facturi, și nu numai la căldură, ci și la curent electric. Îi spun așa, printre ei, revenirea din criza economică dată de pandemie, faptul că Rusia a hotărât să șantajeze practic țările occidentale care nu au mai putut să-și facă rezerve de gaze decât cu niște costuri uriașe, dar și faptul că România e prinsă într-un sistem internațional de prețuri care sigur oferă avantaje și dezavantaje. De data asta tragem și noi odată cu ceilalți. Dar mai e ceva, e situația specială a României care nu a investit cum trebuie în ultimii ani, nici la stat, nici la privat. Nu a dezvoltat acele centrale profitabile, nu a dezvoltat acele rețele care să ne scoată din gaura asta. Dezastrul de la București lăsat de ultimii 30 de ani îl știți prea bine și puține orașe din România se descurcă binișor cu căldura. De asta noi românii am zis, bă, e mai bine pe cont propriu. Doar că de o bucată de vreme pe cont propriu ăsta și costă și s-ar putea să nu mai fie, cum zice Europa, sustenabil. Adaug aici alte vești proaste, oameni buni, se adună anunțurile din ce în ce mai multe repetate că statul nu va mai autoriza centralele de apartament. Ministrul Mediului a reluat această informație aseară într-un interviu la Digi24, spune el că va propune o lege care să intre în vigoare la jumătatea anului acesta. Nu e prima dată când o spune, a tot zis-o în ultimele luni. La fel, primarul Clujului, domnul Boc, anunță o astfel de măsură pentru jumătatea lui ianuarie. Atenție, vorbim aici de blocurile noi. Acestea vor trebui să aibă centrale comune sau să se racordeze la sistemul centralizat. O astfel de hotărâre este deja în vigoare la Oradea, v-am mai povestit noi de ceva ani. Și atenție, aici este cel mai mic preț la căldură din întreaga țară, dar și cea mai mică subvenție din întreaga țară. Drept urmare, personalul, orădenii plătesc ceva mai piperat decât alții. În București, da, singurul oraș, spune Ministrul Mediului, unde treaba asta e greu să se întâmple, adică să interzică centralele individuale, asta e, asta se întâmplă. Știți că aici lucrurile merg foarte prost, că avem un sistem care dă rateuri în fiecare iarnă și acum sunt sute de blocuri care nu au căldură, dar în premieră administrația plătește datoriile și face și țevile o parte dintre ele. Unul dintre primarii de sector, Robert Negoiță, care are o dublă calitate, adică e și primar, dar și investitor imobiliar, spune că după el blocurile noi nu ar trebui să aibă centrale individuale, că nu e bine. Dar ce să-i faci, lumea le vrea și de asta le construiește și el de maniera asta. Dacă vă întrebați de ce avem acest hei rup declarativ în acest moment, trebuie să știți că ni se trage în parte de la banii care vin de la Uniunea Europeană. Celebrul PNRR are o componentă verde, ecologică, masivă și România trebuie să reducă noxele din atmosferă în următorii 7-8 ani.
inclusiv să reducă tehnologia asta poluantă a centralelor, să găsească alte soluții, dar suntem noi capabili de așa ceva? E posibil la noi? Scopul meu de astăzi este să facem un test. Cum funcționează, de fapt, sistemele noastre? Cât de mult plătim acum și de ce? Vă rog că atunci când ne sunați, să ne spuneți de unde și ce sistem aveți și mai ales cum vedeți viitorul. Atenție, aceasta nu e o emisiune în care să ne compătimim. Este destulă compătimire în altă parte. Așadar, 0372069599. Aștept telefoane din toată România. 0372069599. Cât de corectă vi se pare interzicerea centralelor de apartament? Cât de mari sunt facturile voastre la căldură în ultima lună? A funcționat sistemul de protecție al statului? Vă întreb și asta. Și care sistem e mai bun astăzi, centralizat sau individual? 0372069599. Îi invit și pe cei care au, cum să zic, soluții din astea individuale miraculoase. Pompe de căldură, panouri, electricitate, ce se mai poartă în ultimii ani. Să știți că emisiunea asta e și pe Facebook, dacă nu vedeți cadrul obișnuit, sunt acasă, astea sunt reglementările pentru contact direct și o să facem emisiunea o vreme așa. Să-i dăm drumul la dezbatere, tare sunt curios cum v-ați descurcat și cum vă descurcați. Cristian, salutare, bine ai venit la România în direct. Bună ziua, bună ziua, Cătălin. Mă bucur, mulțumesc în primul rând pentru faptul că îmi permiteți să vorbesc și mă bucur că a devenit public, într-adevăr, public acest subiect. Pentru că până în acest moment, subiectul, după părerea mea, a fost discutat în cercuri oarecum restrânse, fără să se ceară cu adevărat părerea, nu știu, a industriei, a specialiștilor, nu numai a consumatorilor. Eu sunt lucrez inginer, în domeniu. Așa. Da, lucrez în domeniu. Sunt inginer, mă ocup de acest domeniu de 30 de ani. Anul acesta împlinesc 30 de ani de când mă ocup de proiectare, certificare de echipamente de încălzire, în mod special pe gaz metan. Și aș vrea să pornesc de la o premisă care este inginerească, și anume că legile fizicii nu sunt negociabile. Din păcate, în momentul în care politicul intervine, au impresia, sau cei care emit aceste judecăți, au impresia că dacă în Parlament putem să negociem niște legi, putem să negociem inclusiv legea perpetuumului mobile. Adică, hai să vedem la ce te referi. Adică, da. Păi, mă refer la faptul că își imaginează cineva că o să se poată obține energie la un moment dat din nimic. Asta nu se poate. În legătură cu... Eu nu o să mă refer la prețuri, pentru că astea sunt niște chestiuni care sunt fixate economic. Repet, sunt inginer, o să mă refer numai la partea tehnică și mai ales teoretică, în prima fază și practic în a doua fază. Dacă interzicerea centralelor de apartament are legătură cu poluarea, pot să vă spun că discutăm de o țintă falsă. Poluarea, respectiv noxele care se produc și se elimină în atmosferă, sunt legate strict de consum, respectiv de energia furnizată. Toate noxele de tip monoxid de carbon, dioxid de carbon, oxid de azot, sunt per kilowatt-oră. Deci, de fapt, în momentul în care noi dorim să încălzim un apartament de bloc sau o casă și avem nevoie de X kWh ca energie sau kW ca putere, vom emite niște noxe. Aceste noxe se vor emite la fel dacă centrala este individuală sau dacă este comună. Pentru că, în fapt, când încălzești un bloc întreg, trebuie să faci o centrală care să însumeze puterea necesară pentru încălzirea întregului bloc. Deci acea centrală comună va polua la fel, dacă nu chiar ceva mai mult decât centrala individuală. Și o să mă explic. Adică spui tu că degeaba reducem noi numărul de centrale individuale, adică nu mai avem 1000 într-un cvartal, ci avem una singură, că tot la fel o să se întâmple. Adică scoate tot atât fum. Da, nu știu. Nu e vorba de fum aici, Cătălin, este vorba de noxe, deci niște compuși chimici. Sigur. Este evident, o formulă arderii. Celebrele PM-uri, da. Înțeleg ce vrei să spui, am simplificat eu foarte mult.
Okay. Adică zici tu că oamenii ăștia să înșeală când, uite, n-am date acum la îndemână ca să văd dacă e adevărat calculul tău, da. Totuși, e una dintre puținele țări care zăbovește în zona asta, adică România. Am văzut în multe alte părți, din rațiuni economice sau probabil de preț, că oamenii își pun și la cvartalele de case centrale comune. Asta este altceva. Deci, încă o dată, dacă sunt niște hotărâri locale, eu nu le pot comenta. Eu vorbesc de fizică și de energie, de furnizare energiei. În momentul în care transport energie, inevitabil o transport cu pierde. Deci, în momentul în care vei avea o centrală comună de bloc sau de cvartal și vei trimite energie către consumatori, vei avea un randament de transport care este subunitar. Deci, în mod categoric, centrala comună va consuma ceva mai mult decât suma centralelor individuale. Asta ca, okay, ca să fie clar. Aici nu mă lupt cu inginerul, da. Dar... Nu, e fizică de liceu, stai puțin, deci nu discutăm de minuni. Lumea uită totuși, lucrurile astea. Atunci, de ce crezi tu că un întreg organism politic care se bazează pe totuși pe niște măsuri, pe niște calcule, sunt niște specialiști, nici politicienii ăștia nu visează lucruri, vin și spun, domnule, sistemul ăsta e un pic mai bun pentru noi, din multe rațiuni. Ați văzut, ai văzut tu sau a văzut cineva aceste calcule? Eu personal nu le-am văzut, trebuie să recunosc asta, dar acum am mai făcut curios. În momentul în care orice om care lucrează în domeniul energetic se apucă și face niște calcule, nu poate avea rezultate diferite. Mă rog, haideți să nu intrăm în prea mult în amănunt. Este, dacă vrei, punctul meu de vedere, nu numai al meu, ci a mai multor Sunt de acord să-l pun la încercare. Dar spune un alt lucru. Deci tu ce soluție vezi pe viitor? Adică, cum crezi că ar trebui să... Dacă este vorba de poluare, soluția este una care este practicată peste tot în lume, și anume coșul comun. Tâmpenia care se face în România este că se permite evacuarea prin perete. Deci, faptul că se fac blocuri de 10 etaje, nu știu, 40-60 de apartamente cu țeava ieșită prin perete, este o greșeală. Și este o greșeală din punct de vedere estetic, în primul rând, nu neapărat ca periculozitate. Deci aspectul este oribil. Toată lumea, sau mă rog, în Europa, există norme ca la clădirile mai mari de, nu știu, 2 etaje, 3 etaje, să se facă coș colector comun. În acel moment, noxele sunt eliminate sus pe casă, sau mă rog, deasupra aticului, și senzația nu mai este nici pe departe la fel de neplăcută. Atenție! Cantitatea de nox este aceeași. Cristian, îți mulțumesc tare mult. Îmi pare rău că nu putem continua. Îmi dau seama că specialitatea ta ne-ar permite să ducem discuția asta încă o oră de aici încolo, dar vreau să creez o dezbatere. Am înțeles punctul tău de vedere, am reținut așa, țintă falsă. Dar este asta oare pentru toată lumea în acest moment? Salutare, Mihai! Bine venit la România în direct! Bună ziua! Vă salut! Am luat o leacă gândul din minte, domnul dinainte, avea de toate în ceea ce spune vis-a-vis de calculele de randament. Da. O centrală de bloc ar fi în sumarea, de fapt, celorlalte centrale individuale, pentru că tot pe gaz va fi și tot va același spațiu locativ va trebui să ne încălzească. Da, sunt tot felul de metode acum, da, nu trebuie să fie musai pe gaz, da? Hai să zicem că da, e pe gaz. Hai să gândim atunci, dacă n-ar fi pe gaz, pe ce ar fi? Da? Și o să vedeți că în România, chiar dintr-o știre recent am cules această informație, că România deocamdată nu are capacitatea să încălzească electric nici măcar jumătate din țară, dar limite toată. Noi trebuie să ne gândim așa. Poluarea încercăm să o eliminăm pentru două scopuri principale. Sănătatea noastră și, ca să zicem așa, sănătatea Pământului. Acum, în ceea ce privește prima, sănătatea noastră, contează foarte mult unde elimin noxul. În mijlocul orașelor, unde locuiesc oamenii, sau undeva la depărtare de ele. Eventual, într-o zonă împădurită, în care aceste noxe se poate fi foarte mult contracarate de activitatea de oxigenare a plantelor. Din acest punct de vedere, sistemul centralizat ar fi fost, bineînțeles, cel mai bun pentru majoritatea orașelor mari. Dar uitați, eu sunt din Galați. Același președinte, care acum a văzut că comportează tema asta a ecologiei,
era președinte. Stați un pic, pentru cine nu știe, astăzi domnul Klaus Iohannis, dar e coincidență, uite, nu m-am gândit la raportul domniei sale, lansează o dezbatere publică și un raport privind îngrijorările climatice în România și câteva măsuri pe care trebuie să le luăm. Despre asta vorbim. Și guvernul său repetă tema, refrenul, ce problemă. Bun, dar trecem peste acest aspect politic. Când Galațiu, de exemplu, Dita Mai Orașul, a renunțat la încălzirea centralizată și alături de el Brăila, care de fapt ar fi trebuit să fie același oraș. Nu s-a luat nicio atitudine, nu s-a gândit nimeni. Dom'le, dar aici, al doilea centru urban al țării, cum se vor încălzi oamenii aceștia? Pur și simplu au fost puși oamenii să-și cumpere centrale, unii au primit o subvenție cam un sfert din prețul investiției și la revedere. Dar cum e la voi la Galați? Apropo, nu mai există sistem de centralizat deloc? Deloc, mai există doar pentru anumite școli și instituții locale care au rămas pe sistemul centralizat și încet încet trec și acestea pe centrale, ce să vezi, tot cu gaz. Cum sunt cele de apartament, puțin mai mari, în funcție de dimensiunea clădirii. Dar, atenție, privesc în continuare, pentru că, na, acolo sunt angajați niște oameni care majoritatea sunt selectați de partidul care e la putere local și trebuie să primească subvenție de la guvern, cum au primit și iarna aceasta. Problema este că dacă noi voiam să facem un sistem centralizat coerent, trebuie să uităm cum au ceilalți sistemele centralizate și care funcționează. Uite, de exemplu, în țările nordice au sisteme centralizate cu centrale care funcționează pe ceea ce noi respingem pe bună dreptate, dar am putea folosi gunoaie. Mm-hmm. Nu s-a mers pe ideea asta. Sunt tot felul de metode inventive, nu contest. Cred însă că România e departe. Sigur că așa, ca o curiozitate, se pot inventa aici, importul, acolo. Importul dar tehnologiei pentru... în secolul acesta și în secolul precedent, în secolul acesta, ar trebui să fie una dintre cele mai ușoare metode, nu? Haideți să fim serioși. Adică decât să inventăm noi apa caldă, nu mai bine luăm soluția de la alții. Iar pe de altă parte, stau și mă gândesc toate aceste încercări de ecologizare a indivizilor, să le scoatem mașinile mai vechi de 15 ani, să le interzicem în centrale de apartament. Nu cumva fac parte dintr-o negociere perversă în care statul a zis, hai să punem în sarcina indivizilor cât mai mult din ecologizare ca să nu ecologizăm acolo unde noi, statul, întreprinderile noastre și impunerile noastre față de mediul privat ar trebui să fie mai dure. Pentru că, de exemplu, domnul Trancoș Barna a venit cu această idee pentru noxile auto, scoate mașinile mai vechi de 15 ani, în loc să se gândească că, dincolo de a-i forța pe români să aibă nu știu ce nivel de venituri ca să-și permită mașini noi, ar trebui să ecologizeze sistemul de aprovizionare combustibil. De exemplu, câte stații cu CNG, acel combustibil care scoate doar 5% din noxile benzinei, avem noi în România, ca să putem să ne importăm. Iată, mașini poate și la mâna a doua pe CNG. E un punct de vedere. Îl înțeleg. Îți mulțumesc tare mult, Mihai. Da, e un punct de vedere și există această întrebare. Mă, nu cumva statul pune în cârca noastră foarte multe lucruri pe care ar trebui să le facă mari poluatori? Este posibil să fie și așa. Dar în egală măsură, să știți că lucrurile merg în comun. Adică nu putem să le cerem doar celorlalți. Trebuie să ne cerem și noi, adică să conștientizăm niște lucruri. Bogdan, salutare, bine ai venit la România în direct. Salut, Cătălin. Perfect de acord cu antevorbitorii. Ambele discuții au fost argumentate destul de pertinent, și cea tehnică și a precedentului referitoare la punerea în cărca populației a unor probleme care pur și simplu exced puterea noastră de rezolvare. Dar hai să dau o premisă ca să înțelegem cât de greu este să retrecem eventual la sistemul centralizat, acolo unde s-a renunțat la el. Pe de altă parte, cât de greu este să trecem la niște sisteme cât mai fiabile și cât mai eco. Majoritar, producția noastră de energie electrică e bazată pe ardere de combustibil fosil, da? Pe cărbune, da. Care e mare problemă acum în Europa. E o dezbatere vie pe tema asta. Da, din punctul meu de vedere e cel puțin aberant și intenția
Comisiei Europene la presiunile unor state sau a unui stat anume de a trece energia nucleară, de a o excludă din zona de energie pe cât posibil mai curate. Și ca atare, și la noi trendul este absolut ilogic. Mai exact, să merge pe premiza unor componente care la o adică sunt mult mai greu de gestionat, da? Respectiv hidro, eoliene, mai puțin fotovoltaice, că astea sunt, dincolo de investiția inițială, sunt, după părerea mea, soluția cea mai bună și mai la îndemână. Însă să ai componentele prioritare pe termo și pe hidro, sisteme care sunt foarte greu și de gestionat și costisitoare și greu de intrat și reintrat cu ele în sistem. Dar una peste alta. Dom'le, da, Oradea cum a reușit, dom'le? Oradea a făcut treaba asta. De ani de zile Bolojan a făcut treaba asta la Oradea. Adică i-a adus pe toți în sistemul centralizat. Nu se mai face bloc nou cu centrală individuală. Și uite, Oradea are cel mai mic preț la căldură din toată țara asta. Și cea mai mică subvenție acolo. Da, sunt de acord, dar să nu uităm că exemplul ăsta care întotdeauna văd că revine așa redundant. Altul n-avem. Da, de multe puncte de vedere, însă să nu uităm încă o dată aspectele tehnice. Păi, n-a zis nimeni că e ușor. Asta încerc să zic, că nu e o chestie de ușor. Povestea nu e de ușor. Povestea e că la un moment dat trebuie făcută. Știu că este exact cum spui tu, ilogic, pentru că pare împotriva unui trai mai bun. Ți-ai făcut și tu o casă, ți-ai luat un apartament, vrei și tu căldură, vrei și tu să controlezi căldura aia, vrei o mașină bună și acum vin unii și îți spun, dom'le, nu-i bine ce faci, Cred că în mare parte esența discuției acolo e la, exact la ce ai pomenit, la controlul ăla de care vorbeam. Păi omule, fiecare are propriile condiții de microclimat. Eu pur și simplu nu pot să stau în mai mult de 19 grade, 18 la somn, da? Poate cineva nu reușește treaba asta sub nicio formă, la mai puțin de 23 de grade. De ce să fiu condiționat să primesc un agent termic la o anumită temperatură și în niște intervale pe care nu le doresc, deci ca atare cu pierderile de rigoare, pentru că centrala aia va trebui să meargă non-stop pentru a asigura instantaneu necesarul total pentru toți clienții de servici. Da? Și atunci întrebarea mea este, de ce să nu mergem pur și simplu pe fizica elementară de care pomenea primul ascultător, primul vorbitor, și să pentru spunem... S-ar putea să-i coste pe copiii noștri. Îți mulțumesc tare mult, Bogdan, interesantă conversație. Mitică, salutare, de unde ne suni? Bună ziua! Dar nici eu nu sunt de acord cu ce fac mai marii noștri suspuși. Pentru că, cum a zis domnul mai devreme, de exemplu, poate eu am un copil mic, da? Cum să mă țin pe mine să am 10-12 grade în casă și să țin cu copilul mic să stau cu el așa? Dom'le, asta este democrația. Adică nu să facem chiar ce vrem. Dar din moment care tu nu mi-o oferi mie la prețul pe care mi-l ceri, chiar astea a fost la întreținere, dar pentru întreținere și era un domn foarte revoltat că administrația ne dă căldură. Domnule, stai un pic așa, că ești greșit informat. Nu, asociația nu de proprietar, nu-ți dă ei căldura. Căldura se dă de la primărie. Deci primăria, dar dacă tu spune, ce fel de căldură ai în momentul ăsta? La rețeaua, la ăștia, la Radet, sau cum se mai cheamă ei acum. Ok, deci ești în București și ai căldură, da, din București, și da. Căldură sau nu am. Calorifere sunt la 35 de grade. Chiar aseară am fost la vecina de lângă mine, care stau pe o scară în blocul 4 nivele, care sunt mai mult pensionari. Și vecina mea, având copiii lângă dânsa, m-a chemat că erau caloriferele rele. Deci vă dați seama, femeia asta a stat în casă cu plapumă și cu pătră peste ea, învelită, la temperatura care ne oferea bunul Dumnezeu. Pentru că m-a dus și am golit, i-am mărișit caloriferele și vreau să vă spun că am scos aproape în două găleți, din 20 de litri, dar de-abia a ieșit aerul din ele. Și fiind la 4 nivele, la ultimul etaj, e o coloană care se aerisește foarte greu. Așa, dacă eu aveam, cum a spus domnul mai devreme și chiar
domnul de la început care a deschis discuția chiar era pe tema asta. Domne, ca să nu mai facem să avem atâtea noxe și atâtea, hai să facem într-un fel, cum a zis. Dar nu mă pune pe mine să-l pui pe cineva care nu știe, cel puțin un pic de chimie, cum este cu noxele, să le calculez, să le fac să nu mai fie noxe, da? Să nu mai avem atâta noxe. Stai un pic, că vreau să înțeleg ceva. Voi bănuiesc că aveți mai puțină căldură, fie din pricina unei avarii, fie din faptul că cetul nu transmite la capacitatea la care ar trebui, că se pierde pe drum. Voi, în perioada asta în care aveți căldura proastă sau deloc, ce fel de facturi vă vin? Facturile vin normale, căldură ca și orice lună. Serios? Adică chiar dacă vă livrează apă rece, ei tot o înregistrează la apă de asta caldă? Da, normal, că dacă vă dați seama că eu stau la etajul 4 și până vine apa la etajul 4, hai să nu chiar să mint, că nu chiar vine atât de greu, dar totuși vine, deci curge ceva până vine apă caldă. De exemplu, sub mine vecina are centrală și când am băgat gaze separat, chiar am vrut să pun centrale. Soția, hai las că nu, acum la anul și au trecut câțiva ani de zile și acum nu pot să mai pun. Și acum, de curiozitate, dacă la București s-a făcut un sistem care interzice debranșarea, dar, spune-mi, de curiozitate, acum, ce factură ți-a venit în sistemul ăsta? Păi, la două camere, două persoane, a venit 240 de lei. 240? Dar nici... Fără condonant, fără nimic, decât căldura și ce mai îl întreține acolo, administratorul... Doar căldura, păi nu, că aici calculăm, știi, pentru că făceam un calcul aici... Dar nici căldură nu ți-au dat. Să știi că bănuiala mea că ți-au venit mai puțin ca la o centrală. Adică cu centrala cred că îți venea mai mult, dar nici căldură n-ai avut. Și frigul care l-am îndurat. Deci, îți spun sincer, în dormitorul unde dormim, pe timp de noapte, apare condensul pe geamuri. Locul neutilitate. Deci avem condens, apă pe geamuri seara când dormim. Și acum am încercat să las ușile deschise din tot apartamentul. Poate, dar văd că e mai ceva mai binișor. Acum nu se mai aburesc toate geamurile, nu mai capta condens pe geamuri. Da. Dar în rest, de fapt, este... Da. Ascult. Tu ești prizonier acum al unui sistem. Chiar dacă ai vrea să-ți pui centrală, tu nu poți. Păi asta spun. De ce mă condiționez pe mine să fac ceea ce vrei tu? Deși pe timpul lui Ceaușescu, cel puțin știam că aveam de la ora... 12 până la ora 4 aveam apă caldă și căldură, da? Atunci trebuie să fac baie sau să fac ceva ca să-mi... așa. Dar aveam și radiatoare, aveam și... Acum, în momentul în care tu îmi interzici să consum un număr de kilowatt mai mult de curent și de gaze naturale pe care eu ți le plătesc, și dacă plătesc mai mult, dacă consum mai mult de atâta milei la un preț, în loc de... Dau un exemplu, în loc de 2 lei milei la 4 lei, da? Diferența, dar nu diferența. Aici am zis că se plătește per total ce ai consumat. Da. Asta e nenorocire. E un sistem mai de calcul mai complicat. Adică, Mitică? Îți bag mâna în buzunar cu știrea ta. Adică vrei, nu vrei să-ți bag mâna în buzunar, să scot de la tine. Eu nu pot să-ți ofer decât speranță și promisiunile pe care le auzim și noi de la primărie, că într-un an, doi, o să fie mai bine. Dar, mulțumesc tare mult, trebuie luat în calcul sistemul ăsta. Bucureștiul, ați văzut că e un caz special. Adică a spus-o și ministrul la seară. Păi, la București nu o să funcționeze. Nu băgați reglementări din astea, că sistemul e deja căzut. Numai că reglementarea asta există într-un fel. Nu te mai poți debranșa de la Radet, te ține prizonier într-o astfel de situație. Ori asta nu e situație corectă față de oamenii care locuiesc în acest oraș. Și aici e, de fapt, una dintre prioritățile administrației. Florin, salutare! Stai să vedem. Salut. Ce sistem și ce factură? Și de unde ne sună? Sunt pe gaz, pe centrală proprie și mi-a venit pe luna noiembrie, ca să zic așa, undeva la 400 și ceva de lei. Dar nu asta doresc să punctez acum. Ai dat ca și exemplu Oradea. Da, la Oradea să nu uităm un fapt. Da, termoficarea este într-adevăr bine pusă la punct și și facturile sunt destul de mici, dar nu trebuie să uităm un lucru, că ei în continuare aragazele le folosesc pe butelii. Ceea ce nu știu dacă este chiar ok pentru secolul în care trăim. Da, undeva la țară, ca să zic așa, unde nu ai gaz, ca să zic așa, poți să folosești o butelie, dar în Oradea încă mafia butelilor este în picioare.
Și se intră foarte greu. E.ON a încercat acum câtva timp să intre pe Oradea și nu a reușit. Din cauza faptului că eu cred că există acolo o înțelegere la nivel local cu partea de butelii pentru gaze. Dar stai să înțeleg, blocurile astea noi, care vin fără centrale individuale, că acolo e regula la Oradea, vin fără gaz, că normal, nu mai e rentabil să pui gaz doar pentru... Eu vorbesc aici de blocurile vechi, nu neapărat de blocurile noi, pentru că nu putem lua în calcul doar construcțiile noi, pentru că în continuare în România 70% din locuințe sunt vechi. Blocuri noi, nu toată lumea își permite să cumpere un bloc nou, da? Și să se mute în locație centralizată, ca să zicem așa. Și partea cu centralizarea mai apare la blocurile noi, mai e o problemă, solidaritatea. Solidaritatea la noi e puțin cam vagă, ca să zic așa. De exemplu, în blocul de apartamente în care locuiesc eu, din 21 de apartamente, sunt ocupate, cred că, 12-14. Ok? Se merge pe centrală termică de bloc. Ce se întâmplă dacă se strică centrala termică de bloc? Cât timp durează să o repari centrala termică de bloc? Cine plătește această reparație din aceste 21 de apartamente, dacă sunt doar 12 sau 14 ocupate, nu o să poți să iei doar de la 14 și celelalți care nu sunt, să zicem că sunt plecați sau apartamentele sunt goale, ei beneficiază de sistemul respectiv, dar nu plătesc pentru reparația centralei. La noi în România e greu să plătești, țin minte că reparațiile la acoperiș blocului, când se pune stratul ăla de smoală, ții minte, da, ce exact, zic, cu bitumul ăla, câte scandaluri sunt în blocuri, că nu toată lumea vrea să contribuie, că la ce îmi folosește. Dacă ții minte emisiunea cu profesorul Daniel David, pe care am făcut-o în urmă cu o lună și ceva, aici intervine psihologia poporului român, care e de altă natură, adică noi nu știm să lucrăm împreună, să ne fie bine la toți, dacă ești într-o situație din asta, ghinion, îmi pare rău. Da. Asta vreau să zic. Solidaritatea la noi lipsește și atunci e greu să vii, mai ales când vine cineva și îți impune. Adică dacă ai o scară de bloc în care toți oamenii sunt prieteni și se înțeleg bine și hai să facem o chestie, o treabă din asta că e faină și la toți o să ne fie bine și o să plătim mai puțin, merge. Dar când ai multe apartamente într-un bloc, noi aici nu vorbim de 21 de apartamente, există blocuri în România cu 70, 80, 100, 200 de apartamente pe o singură scară. Da, deci există. Chiar și blocuri noi și la Oradea există blocuri noi la Oradea cu apartamente, cu centrale individuale de bloc. Da? Și, și există și blocuri cu centrale individuale pe apartament, până s-o permis. Și din blocurile respective, unde sunt 70, 80, 100 de apartamente pe o singură scară, nu s-o mers pe centrală de bloc, s-o mers fiecare individual. Pentru că din cele 100 de apartamente nu s-au vândut toate și atunci e greu să împarți costul, ca să zicem așa. Da. Îți mulțumesc tare mult! Mulțumesc că ne-ați sunat de la Oradea să ne spuneți și partea cealaltă a sistemului, pentru că așa funcționează lucrurile. Nu există perfecțiune undeva. Nu cred că zilele astea sunt oameni fericiți din punctul ăsta de vedere, cam nicăieri pe continent. Am văzut ieri și niște mesaje din Anglia în care spuneau ceva de genul: doamne, asta e viața, mai punem o haină pe noi. Mă uitam aici pe o declarație a unui ONG-ist, de fapt, doamna Oana Neneciu, care zice așa: Ministerul Mediului ar trebui să se uite mai întâi la sistemele de încălziri pe combustibili solizi, ce se arde în sobă, lemne, mobilă, plastic, cărbune, și în orașe și la țară. Alea trebuie înlocuite cu sisteme ecologice de încălzire sau măcar pe gaz. Știți discuția cu lemnele, cu arderea lemnelor. Nu va fi interzis lemnul, asta e problema, dar asta e rezoluția. Problema este însă că sistemele alea aduc într-adevăr o mare poluare. Țineți minte când a venit la noi Tanțoș Barna și a povestit despre chestiunea asta. Și statul are o prioritate acolo, până la centralele termice. Cât despre solidaritate, să sperăm că o învățăm. Unde stăm? Domnul Balint, salutare! Bună ziua! Bună ziua! De unde ne spuneți? Din Brașov vă sun. Care e situația? Și vorbesc din perspectiva unui dezvoltator. În Brașov de 2 ani nu se mai dau autorizații de construcție decât cu centrală pe bloc, centrală
sau încălzire centralizată. Auzind ce au vorbit ceilalți care au intrat în direct înaintea mea, cred că foarte multă lume vorbește fără să cunoască într-adevăr cum este situația. Pe mine, ca dezvoltator, mă obligă municipalitatea să fac un sistem care mă costă de 2,5 ori față de centralele clasice. Îți asumi acest risc fără să știi de fapt din ce constă, dar din punct de vedere al beneficiului consumatorului, al clientului, avantajul este net în favoarea lui. Cei care au vorbit că... Vă rog. Explicați-mi, spuneți-mi de ce, că oamenii mi-au arătat numai dezavantaje. Pe luna decembrie, la 80 de apartamente, consumul este de aproape 16.000 de lei, deci o medie de 200, în care este încălzirea tuturor apartamentelor, vorbesc de 80 de apartamente, și apa caldă. Că unii se spală de mai multe ori sau de mai puține ori, ține de fiecare. Pe mine, ca să fac un astfel de sistem, m-a costat la 80 de apartamente în medie, fiecare apartament peste 2.200-2.300 de euro, deci peste 170.000 de euro a costat în plus față de sistemul clasic. Dacă unii au vorbit de legile fizicii sau care nu se schimbă și rămân frecvente și eterne, din punct de vedere al emisiilor de noxe, niciodată un autobuz în care sunt 60 de persoane care merg copii la școală nu va polua cât poluează 30 de mașini care dimineața își duc copii la școală. Da, da, da. Aici sunt 60 de motoare diferite. Noi când ne-am asumat acest risc, în ghilimele, pentru că a fost un risc financiar la care nu ne-am dat seama, soția mea este auditor energetic. Deci știu de la sursă și aceste cerințe sunt în România de 5 ani trebuiau deja aplicate. Brașovul a fost primul și cred că noi în Brașov am fost primul bloc care am făcut acest sistem cu centrală pe bloc. Dar vorbesc centrale. Sunt două centrale. Dacă una este în avarie, cealaltă centrală automat preia și niciodată nu se rămâne fără. Dacă cineva vara vrea să-și ia drumul la căldură la parter, n-are nicio legătură cu cel de sus, pentru că fiecare apartament are contoar de apă caldă, apă rece, gigacalorie. Deci nu vorbim la sistemul centralizat când așteptai de la Radet să-ți vină prin țeavă, prin centrale de apă de cartier, este centrala în bloc. Numai că nu este în apartamentul tău, ci este în bloc. Adică sistemele astea sunt atât de moderne încât pot să beneficiezi de confort individual, cum vrei tu. Mai puțin dezvoltatorul. Dezvoltatorul este cel care pierde. Pentru că aceste măsuri... Nu v-ați recuperat costurile de la mare. Oameni? Nu ați vândut apartamentele mai scump? Știți cum? Nu. Nu, pentru că în România foarte multe apartamente se vând în stadiu de proiect. Mai ales apartamentele noi. Iar când îți faci un plan, după care la final nu este chiar socoteala de acasă, dar per total, să zicem că pot să termin. Și am terminat. Plus au mai zis unii oameni că nu există se încălzesc la aragaz cu butelie. Nu este adevărat. Fiecare apartament are gaz individual. Deci la aragaz are și gazul separat. Da, e dacă posibil. Locul... Acum nu știm ce sisteme sunt la Oradea, că era vorba strict de Oradea. Oradea poate ceva, mai dar vorbeam de centralele de apartament, centralele de bloc. Centralele de bloc, din punct de vedere al noxelor, și mai ales că merg, au niște rezervoare din punct de vedere care stochează apa caldă. Deci centralele acelea merg mai puțin decât centralele de apartament. Oricine are centrale de apartament și doarme în dormitor aude când îi pornește centrala din bucătărie sau unde are montat. O să încheiați această emisiune. Să știți că mai sunt 30 de secunde. Viitorul politic vorbește în favoarea, mă rog, investiției pe care ați făcut-o dumneavoastră, sau asta zic politicienii, din ce în ce mai mulți. Puteți să le dați asigurări celor care ascultă acum în momentul ăsta că e soluția potrivită pentru majoritatea populației de la noi? Cine sunt eu să dau asigurări? Deci nu pot să dau asigurări. Dar vă spun că din punct de vedere al consumatorului final, al costului, este mult beneficiu pentru consumatorul final,
în defavoarea dezvoltatorului și pentru climă este clar emisii mai puține. Gândiți-vă că acele centrale de apartament de la un bloc până de la etajul 1 până la etajul 10, fiecare are centrala sub bucătăria altuia. Nu este doar noxele care se elimină în aer, sunt și noxele care intră în apartament. Adică măcar o prevedere. Mulțumesc tare mult de la Brașov. Balint, cred că a avut această concluzie. O să rămânem împărțiți pe subiectul acesta. Dar atenție, presiunea care vine dinspre Europa și dinspre autoritățile noastre va începe să se concretizeze, pas cu pas, deocamdată blocurile noi. Sunt curios însă ce măsuri vor urma după asta, în ceea ce privește centralele și sistemele deja funcționale. Deocamdată, România în direct de astăzi se încheie aici. Auzim și mâine, prieteni. Spor la treabă! Participă la România în direct, de luni până joi, de la ora 13:15, la Europa FM.